Apoi, sigur, mi-aș dori să-i pregătim pentru viață, să-i lăsăm mai mult timp în aer liber când sunt mici, decât se țină în sala de clasă, să-i învățăm cum crește un copac, cum se cultivă o plantă, cum se îngrijește o plantă, cum să aibă grijă de un animal, să-i învățăm cum să culeagă un fruct. Sunteți filo-finlandez, din cât îmi dau seama. Filo-învățământul finlandez. Învățământul finlandez este aproape identic cu învățământul românesc din anii 70 sau 60. Așa s-a întâmplat în anii 70-60? Da, deci învățam în primele clase, mi-am și făcut, cred că mai am și acum undeva, pe la fratele meu, sau el a moștenit casa părintească, la el a rămas, cred că mai am o casetă care am făcut-o cu traforajul în clasele 1-4. Învățam anumite lucruri și practice. Ne pregăteau pentru viață, lucruri practice. Astăzi nu se mai învață nimic. Astăzi nu m-aș mira să ajungem ca un copil. Eu am făcut agricultură, ne învăța să plantăm pomi. Sigur, sigur. Sau astăzi, dacă îi dăm unui copil o paletă de ping-pong în mână și spunem cu aia să joacă tenis, nu mare ar fi mirarea, se întâmple ca și în reclama care circula acum mai mulți ani, în care copilul cu degetul încearcă să pornească tableta de pe paletă, neștiind ce e o paletă de ping-pong. Da? Pentru că acolo s-a ajuns astăzi, din păcate, în multe domenii. De asemenea, mi-aș dori să avem un învățământ care să pună accentul pe școlile profesionale. Astăzi nu mai avem meseriași aproape nici într-un domeniu. Mi-aș dori un învățământ care să nu lase elevii absolvenți de liceu să nu poată urma o anumită formă de învățământ, creând un bacalaureat pe care mi-aș fi dorit să-l creez acum 11 ani, un bacalaureat diferențiat. Un bacalaureat care forma cea mai superioară sau prima formă, să spunem, care să-i dea dreptul să meargă la orice facultate să înscrie, ar fi bacalaureatul foarte greu, din câte materii se dorește, 4, 5, 6. După aia un bacalaureat care se duce, îi dă voie să meargă doar la anumite forme de învățământ superior, adică la anumite universități. Spre exemplu, avem un sportiv foarte bun, care vrea să meargă la facultate de sport. Nu e bun la matematică. Nu e bun, poate, nici la alte materii. Dar poate fi campion mondial. Dar poate fi campion și poate fi un profesor de educație fizică foarte bun. Da? Și în loc să-l lăsăm să meargă în favoarea de sport, să dea niște probe și din sport, noi îl obligăm să învețe niște materii, cădem la bacalaureat și ajunge, în cel mai bun caz, să vândă într-o piață pe care are doar liceul fără bacalaureat. Și ratăm un sportiv. La fel cu unul care știe foarte bine, îi place să repare autoturism sau să construiască autoturisme, nu? Face liceu tehnologic. În loc să dea din, la admitere la facultatea de mecanică sau de chiar de autoturisme, să dea admitere din motoare termice, el trebuie să învețe fizică, matematică și celelalte lucruri, care unde poate nu este la fel de bun.